Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Lucian Săcălean și vă prezint jurnalul ȘTV. UDMR sprijină oficial un candidat independent la primăria Târgu Mureș. Președintele UDMR Mureș, Broșoi Jombor, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că actualul consilier local, Șoș Zoltan, va candida independent pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș la alegerile locale din 5 iunie 2016. Președintele UDMR Mureș a susținut astăzi că mureșenii au nevoie de o alianță politică care să susțină o schimbare radicală, atât în ceea ce privește viața politică, dar și procesele de administrație locală. Liderul politic afirmă faptul că formațiunea pe care o conduce este deschisă în fața tuturor forțelor politice sau civice, fie ele de origine română sau maghiară, care sunt devotate schimbării. Prin urmare, UDMR susține candidatura lui Șoș Zoltan ca independent la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș. Susținem candidatura lui Șoș Zoltan ca și candidat independent la funcția de primar. Chiar dacă a fost desemnat de maghiari, de maghiarii din Târgu Mureș și este susținut de partidele maghiare, de UDMR, de PCM și de PPMT, Șoș va intra în concurs independent pentru a demonstra că va fi primarul tuturor mureșenilor și pentru a demola zidurile înalte ale preconcepțiilor etnice negative. Președintele UDMR Mureș îndeamnă mureșenii și partidele care au un proiect schimbarea să îl susțină pe candidatul independent Șoș Zoltan. Potrivit acestuia, Șoș este singurul candidat cu șanse reale de a aduce o schimbare în ceea ce privește actuala conducere. Broșoi crede că un parteneriat între UDMR și partidele maghiare PCM și PPMT asigură o fructificare a tuturor proiectelor. Eu cred că după 10 ani de încercări fără rezultate, partidele maghiare, PCM și PPMT ar trebui să înțeleagă că numai în parteneriat cu UDMR se pot fructifica proiectele politice și administrative. Ar trebui să înțeleagă că majoritatea alegătorilor preferă să susțină proiectele politice ale UDMR, iar noi am dat dovada de deschidere față de ei. UDMR deține funcții de primar în 38 de unități administrativ-teritoriale, iar în 6 dintre acestea, partidul a identificat șanse reale de a câștiga alegerile locale. O nouă ordonanță de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial. Aceasta vizează toți proprietarii de mașini care au plătit o taxă de poluare între 2007 și 2013 și potrivit căreia aceștia își vor primi banii înapoi de la statul român. Cererile de restituire a taxei vor putea fi depuse la ANAF în câteva zile după ce vor fi publicate și normele de aplicare. Nu vă bucurați însă prea tare, pentru că banii vor fi recuperați de la stat abia în 5 ani. Dacă ați înmatriculat o mașină între 1 ianuarie 2007 și 1 martie 2013 și nu ați recuperat prin instanță taxa de primă înmatriculare, taxa auto sau taxa de poluare, indiferent cum s-a numit, statul român vă dă banii înapoi. Cu siguranță vă întrebați cum. Mergeți la ANAF unde prezentați buletinul, chitanța sau ordinul de plată al taxei, completați cererea tip de la ANAF și prezentați actele mașinii. Ulterior, statul român va trimite banii într-un cont. Atenție însă, nu primiți banii imediat. Cererile de restituire se soluționează în termen de 45 de zile, iar restituirea taxei propriu-zise și a dobânzii aferente se eșalonează pe 5 ani de zile. Cu alte cuvinte, veți primi în fiecare an câte 20%. Însă, nu vă grăbiți la ANAF, pentru că autoritățile nu au publicat încă normele de aplicare ale ordonanței de urgență. Astfel, veți putea solicita returnarea taxei de poluare peste câteva zile, potrivit unor surse din cadrul Ministerului Mediului, moment în care aceste norme vor apărea în Monitorul Oficial. Normele de aplicare ale ordonanței de urgență trebuie să aducă unele lămuriri. Cine are dreptul de a cere restituirea taxei de poluare? Primul proprietar, cel care a matriculat mașina, sau actualul proprietar, cel care a cumpărat-o? Statul român a decis să restituie taxa de poluare pe cale administrativă după ce a pierdut numeroase procese intentate de șoferi. Cu toate acestea, timbrul de mediu intrat în vigoare la 1 martie 2013 rămâne încă valabil.
Femeile sunt răsfățatele în acest weekend. Expoziția cu vânzare Mineralia își va deschide porțile vineri, iar bărbații își pot surprinde consoartele cu bijuterii din pietre prețioase, lucrate cu multă migală de specialiști în domeniu. În această primăvară, expoziția se derulează sub denumirea Coral Perle Sidef. La finalul acestei săptămâni, sălile de la intrarea în Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Târgu Mureș vor fi deschise iubitorilor de frumos și nu numai, pentru o nouă ediție a expoziției Mineralia. Expozanții specialiști din Baia Mare, Arad și Cluj-Napoca vor oferi privitorilor eșantioane de colecție cu minerale, roci și fosile, dar și bijuterii și obiecte decorative din pietre semiprețioase și prețioase, precum agat, calcedonie, chihlimbar, ametist, jad, rubin, smarald și multe altele. Vineri, sâmbătă, duminică găzduim Mineralia, expoziție de minerale și roci. Anul acesta se va pune accent pe coral, sidef, deci invităm doamnele și nu numai la expoziția Mineralia. Vedetele acestei primăveri sunt coralul, perlele și sideful. Este vorba despre materii organice prețioase utilizate din cele mai vechi timpuri drept remediu pentru diferite afecțiuni sau protectoare împotriva vitregiilor naturii, dar nu în ultimul rând în confecționare de minunate bijuterii. Așadar, pentru un răsfăț bine meritat, expoziția Mineralia vă așteaptă în perioada 18-20 martie, între orele 10-18, la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Piața Trandafirilor. Aproximativ 1500 de dosare de pensii vor fi verificate de angajații Casei Județene de Pensii Mureș în vederea recalculării veniturilor unor categorii de vârstnici. În urma recalculării, niciunul dintre pensionari nu va pierde bani, chiar dacă sumele rezultate vor fi mai mici decât cele existente în plată la această dată. Recalcularea pensiilor vizează pensiile stabilite până la 1 ianuarie 2011. Aici intră persoanele care au lucrat în grupele 1 și 2 de muncă și care s-au pensionat în baza unor legi speciale. Această majorare este pentru perioadele în care pensionarii au desfășurat activități în locurile de muncă încadrate în grupa 1 de 50% sau de 25% pentru pensionarii încadrați în grupa 2 de muncă. La această recalculare intră doar acele persoane care nu au beneficiat de majorarea punctajelor pentru aceste perioade de grupă, majorare care s-a dat conform Ordonanței 100/2008 și articolul 169/2 din legea 263 din 2011. Mai exact, la această recalculare intră persoanele care, la data pensionării, au beneficiat de calcularea punctajului mediu anual cu un stagiu redus de cotizare, cum ar fi minerii subterani. La această categorie s-a folosit un stagiu de cotizare de 20 de ani. Practic, numărul total de puncte realizat s-a împărțit nu la stagiul complet de cotizare stabilit de lege, ci la un stagiu redus de 20 de ani. Se va calcula punctajul mediu anual raportându-se numărul total de puncte la stagiul complet de cotizare și se vor acorda punctajele suplimentare pe ordonanța 100 sau articolul 169 și se va compara cu punctajul în plată. Se va acorda punctajul mai avantajos. În județul Mureș sunt vizate aproximativ 1500 de dosare, recalcularea urmând a se desfășura pe o perioadă de 24 de luni din oficiu. Persoanele vizate nu trebuie să depună solicitări în acest sens. Ele vor primi în scris rezultatul recalculării cu suma menționată și suma suplimentară acolo unde este cazul. Nevoia de sacru, calea regăsirii sinelui, drumul către absolut, prin arta plastică, un vehicul spiritual care potențează sufletul către adevăratele valori. Artista Doina Mihăilescu ne propune una dintre expozițiile rare care reușește să ne înalțe, să ne transmită emoțiile puternice care au stat la baza creării lucrărilor. Un adevărat eseu vizual, așa ar putea fi considerată expoziția vernisată la galeriile UAP din Târgu Mureș, intitulată Acroasis. Folosit de Alexandru Macedon, Acroasis devinește un mod de criptare a textelor ce nu au sens decât pentru cei ce s-au înțeles în prealabil și împărtășesc aceleași valori și sentimente. Prin similitudine, artistul plastic Doina Mihăilescu ne propune o expoziție care presupune o cunoaștere prealabilă din partea privitorului a simbolurilor sacre, de la cele antice până la cele creștine, expoziția definindu-se ca una cu temă religioasă. Herbert spunea că trebuie să
sapi în adâncime, să vezi straturile inferioare ale lucrării ca să poți să descoperi stratul superior. Da, cine este educat în acest sens poate să înțeleagă aceste lucruri. Desenul este mediul artistic în care se regăsește artista Doina Mihăilescu, dar folosește inspirat și alte tehnici. Plasticiana abordează marile teme religioase, dreptul Iov, Maria Egipteanca sau profeții, reușind un melanj plastic între forță și sensibilitate. Dacă ne uităm la stâlpnici, vedem că din sudoarea lor, sudoarea frunților, din osteneala lor, sudoarea curgând și căzând pe pământ, ies niște crini extraordinari, crini de aur. Crinul ca atare este un simbol creștin, apoi pasărea ca expresie a Duhului Sfânt, ca simbol plastic al Duhului Sfânt, care e frecventă în expoziție, apoi potirul, apoi chipul ca atare. Chipul nu este doar înfățișare, identitate, el este simbol, simbol al asemănării noastre cu Creatorul. Cu o carte de vizită impresionantă, Mihăilescu expune la Târgu Mureș după o serie de 19 expoziții în Italia, îngrijite de criticul de artă Olive Mircea. De-a lungul anilor realizează numeroase expoziții personale în țară și aproape în toată Europa, lucrările ei regăsindu-se în importante colecții de artă particulare și muzeale. Nu întâmplător mi-am unit temele expoziției mele sub acest titlu, pentru că, de fapt, este o tematică care vizează sacrul și care încearcă să, cu elemente plastice, să explice nevăzutul. Pentru că desenul, pictura poate să fie o scriere acromatică, e o scriere. Această scriere acromatică, când spuneam că este pentru inițiații, este pentru acel cunoscător ale tainelor nevăzutului, care încearcă să se nască și să devină vizibile. Expoziția este una care ne provoacă la a doua sau la a treia vizionare, prin multitudinea de expresii care uneori se lasă mai greu descoperită. Primarul Dorin Florea s-a întâlnit ieri cu agenți economici și reprezentanți ai categoriilor profesionale cu profil tehnic pentru a discuta despre viitorul școlilor de meserii. Și președintele asociației Siculitas, Ijac Balaș, a fost amendat cu 10.000 de lei. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Primarul Dorin Florea s-a întâlnit ieri cu agenții economici importanți și reprezentanții ai categoriilor profesionale cu profil tehnic pentru a discuta despre viitorul școlilor de meserii. Agenții economici care au răspuns invitației au primit chestionare și au fost rugați să își spună părerea cu privire la raportul dintre cererea și oferta meseriașilor pe piața muncii și să vină cu idei în ceea ce privește palmaresul de meserii aflate, unele dintre ele pe cale de dispariție. Edilul a afirmat faptul că există clădiri ale primăriei aflate pe domeniul public și dotate cu internate și o bază materială solidă. Primarul a făcut un apel inspectoratului școlar județean Mureș și agenților economici în vederea definitivării locațiilor și găsirea unei formule prin care să fie definit statutul juridic. Prezent la întâlnire, rectorul Universității Petru Maior, Călin Nechescu, a declarat că universitatea va pune la dispoziție și formatori pentru elevii care vor frecventa școala profesională pe domenii de competență. De asemenea, vor exista laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație. Camera de Comerț și Industrie Mureș susține inițiativa municipalității și va derula întâlniri cu agenții economici pentru baza de date, dar și pentru a afla care sunt cele mai căutate meserii pe piața muncii. Președintele Asociației Siculitas, Ijoc Boloș, organizatorul principal al marșului și mitingului pentru autonomie de la Târgu Mureș din data de 10 martie și la care au luat parte în jur de 4.000 de persoane, a fost amendat cu 10.000 de lei pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise.
Jacques Boloș a declarat miercuri pentru Ager Press că a primit un proces verbal prin care i s-a adus la cunoștință faptul că a fost amendat cu 10.000 de lei, dar că va contesta amenda în instanță, întrucât nu se consideră vinovat. Acesta a precizat că a mai primit o astfel de amendă și în urma marșului și mitingului din 10 martie 2014 de la Târgu Mureș, care a fost contestată în instanță și care nu are nici acum o soluție definitivă. În data de 10 martie, în jur de 4.000 de persoane care au participat la o comemorare a secuilor martiri s-au deplasat într-un marș neautorizat pe străzile municipiului Târgu Mureș pentru a depune la sediul instituției prefectului județului Mureș o petiție în favoarea autonomiei, la îndemnul organizatorului manifestării Jacques Boloș, liderul asociației Siculitas. Mitingul de la Târgu Mureș s-a încheiat fără incidente. Crescătorii de vaci și de porcine vor beneficia de un sprijin financiar în valoare totală de peste 11 milioane de euro, în scopul compensării unei părți a pierderilor înregistrate din cauza embargoului impus de Rusia, încetinirii economice a Chinei și a eliminării cotelor de lapte în Uniunea Europeană. Guvernul a adoptat miercuri o hotărâre care stabilește că ajutorul financiar pentru sectorul laptelui și produselor lactate este echivalentul în lei al sumei de 8.773.154 de euro, iar pentru sectorul de creștere a porcinelor, echivalentul în lei al sumei de 2.372.804 euro. Actul normativ include criteriile și condițiile utilizate pentru acordarea ajutorului financiar. Cuantumul ajutorului financiar pe fiecare categorie de beneficiari din sectorul laptelui și produselor lactate, documentele specifice care însoțesc cererea, aceasta urmând să fie depusă până la 8 aprilie. Potrivit guvernului, plățile se vor face până la 30 iunie. Primăvara este anotimpul unui nou început. Pentru a avea energia de a te bucura de toate schimbările minunate pe care le aduce acest anotimp, trebuie să îți ajuți organismul să-și revină după o iarnă lungă și epuizantă. Acest ajutor este mai simplu de oferit dacă adoptăm un stil de viață sănătos și echilibrat. Majoritatea dintre noi alegem curele de detoxifiere, mai mult sport și, de ce nu, ajungem să profităm din plin de razele soarelui și plimbările în aer liber. Menținerea unui stil de viață sănătos se face printr-o alimentație variată și mișcare zilnică. Un stil de viață sănătos începe cu micul dejun, care este principalul combustibil pentru ca motorul nostru să funcționeze încă de la primele ore ale dimineții. De asemenea, un rol important îl are și hidratarea zilnică. Bine ca micul dejun să-l avem echilibrat, cu multe proteine, mulți carbohidrați, da? Să ne țină pe parcursul zilei să ne achităm de datoriile pe care le avem. Dar micile gustări, dulciuri, de ce nu, dintre mese, își au rolul? Da, gustările își au rolul. Preferabil să gustăm fie un fruct sau o legumă, dulciurile mai puțin sau, să spunem așa, mai moderat, pentru că sunt bune, dar nu neapărat ne fac și bine. Un stil de viață sănătos presupune și mișcare, iar asta nu înseamnă neapărat un abonament la sala de sport. Există nenumărate alte modalități de a crește treptat nivelul de activitate fizică și acestea pot fi integrate în viața ta de zi cu zi, plimbări în parc sau exercițiile ușoare pe care le poți face singur acasă. 30 de minute de mișcare pe zi, chiar dacă e plimbare sau, știu eu, sală, activități aerobic, Kangoo jumps, orice ar fi, important e să le facem de cel puțin 3-4 ori pe săptămână. În scopul de a descoperi alegerile potrivite pentru un stil de viață sănătos, aflăm că nu doar sportul și alimentația sunt cele mai importante, ci și pozitivismul pe care trebuie să-l abordăm în viața de zi cu zi pentru a respecta zicala anticilor noștri, mente sana in corpore sano. O să aveți diferite situații în viață, dar trebuie să le abordăm cu o manieră mai pozitivă și atunci să mergem mai departe. Practic să nu băgăm în seamă tot ce ni se întâmplă rău, ci să mergem mai departe, să găsim soluții și nu neapărat scuze asupra tot ce se întâmplă, ni se întâmplă doar nouă. Nu, toți avem probleme sau situații, dar toate pot fi rezolvate într-o manieră pozitivă. Să nu uităm că alimentația necorespunzătoare și lipsa de mișcare duc la obezitate și probleme de sănătate. Postul Paștelui este perioada din viața creștinilor în care aceștia aleg să își purifice atât trupul cât și sufletul. Postul ține 40 de zile, număr de o importanță deosebită în creștinism. 40 de zile a postit Iisus, 40 de zile a stat Moise pe muntele Sinai și tot 40 de zile a ținut potopul lui Noe. Postul presupune numeroase rețineri, inclusiv alimentare, produsele de origine animală fiind înlocuite cu produsele de origine vegetală.
Chiar dacă majoritatea legumelor de sezon sunt cultivate în sere și solarii încălzite artificial, acest lucru nu a dus la creșterea prețurilor, rămânând accesibile fiecărui buzunar. Locul cărnii, al ouălor și al lactatelor este luat acum de legume și fructe proaspete, care vor fi gătite de gospodine în copioase mese de post. Ați cumpărat? De ce aveți nevoie astăzi să luați? Varză, roșii, ardei. Acum că e post, cred că mai multe legume aveți nevoie. Și ciuperi. Ce ați cumpărat? Pe altcineva. Dere zarzavaturi, că așa de post. În această perioadă, legumele de sezon sunt cele mai căutate și apreciate de către cumpărători, considerându-le adevărate surse de vitamine în lipsa alimentelor de origine animală, care sunt bogate în proteine și fibre. Aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută. La revedere!